S-au mai adus copii. La o parte. Bună dimineața, bună ziua, bună seara, salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi facem un nou vlog la Porumbei. O să vă spun câteva planuri, schimbări, update, ce am mai făcut între timp. Am mai dat din Porumbei. Dacă ați văzut vlogul anterior cu cățelușii, v-am spus că deja am dat cele două perechi de uriaș maghiar. Hai că m-am încălzit. Cele două perechi de uriaș maghiar le-am dat, cei albi și cei cu alb și negru. Da. Foarte frumoși porumbei. Nu mi-e ciudă că am renunțat la ei, dar în același timp o să-mi fie dor de ei. Pentru că erau niște porumbei foarte, foarte frumoși. Dar asta e. Trebuie să renunțăm la anumiți porumbei atunci când le vrei binele tuturor, și celor care rămân și celor pe care îi dai. Pentru că, după cum am mai exprimat și în alte vloguri, trebuie să fie sănătoși, să se poată înmulți în regulă, să aibă spațiu necesar. Așadar, am renunțat la o parte dintre ei și mai am în continuare de dat. Foarte mulți mi-ați scris, în privat mi-ați scris mesaje pe Instagram, după cum v-am și cerut, și foarte mulți, pur și simplu, nici nu îmi spuneți exact ceea ce doriți și nu o să răspund la acele mesaje, pentru că nu am timpul necesar să răspund la zeci și sute de mesaje care vin constant. Credeți-mă, sunt foarte mulți oameni care mă urmăresc și pe acest canal, dar mai ales pe canalul mare, și n-aș avea timpul necesar să-mi pierd, să spun așa, jumătate de zi doar să tastez continuu. Pentru că în momentul în care eu răspund cuiva, o să tot continue să vorbească. Și asta nu e rău. Mă bucur și eu am chef de vorbă. Dar nu pot, nu am timpul necesar întotdeauna. Și atunci când pot, cei cărora v-am răspuns deja, observați că sunt vorbăreți și, cum mi-ați spus și voi, la fel ca și în realitate. Vorbesc foarte mult, da, pentru că îmi place să vorbesc și de asta am gură să vorbesc. Deci celor care mi-au scris în continuare, o să vă răspund atunci când am timp. Și dacă sunt niște mesaje la care chiar cred că aș putea să conversez ceva. Legat de porumbei, nu mai dau toboșarul de Buhara, cel pe care l-am arătat și l-am făcut acolo vedetă, nu-l mai dau. De ce? În primul rând pentru că Sabinei, soției mele și mamei ei, îi plac foarte, foarte mult. E porumbelul lor preferat. În momentul când au văzut filmarea, vlogul, că l-am postat, au început să se supere pe mine că nu, pe ăla nu-l dai. Pe ăla pur și simplu vreau să-l păstrăm. N-are importanță, că n-are pereche, că e singur, că nu știu ce, pur și simplu să-l păstrăm. Și cam are dreptate. Bă, e un porumbel unic, e un porumbel superb, e un exemplar foarte, foarte frumos. Nu e vorba de bani, nu e vorba de nimic. Dar e vorba de acel porumbel. E un porumbel pe care eu, când l-am văzut, în momentul când l-am cumpărat, când l-am achiziționat și eu la rândul meu, bă, când l-am văzut, am zis, wow, îl vreau, mă. Și foarte mulți mi-au scris. Deci, cred că mi-au scris vreo 7 persoane în câteva ore doar legat de acel porumbel. Nici nu știam acum cui să-l mai dau, automat. Dai, în principal, primei persoane care vine și îți dă banul în mână, pentru că așa e normal. Dar nu-l mai dau. O să-l păstrăm. O să-l păstrăm aici, chiar de este stingher. Poate cândva o să-i caut și o pereche, măcar să aibă pereche, să nu stea așa singur, să nu-mi desperecheze perechile celelalte. Asta e problema principală, să nu îmi desperecheze porumbei, pentru că nu îmi place treaba asta. Dar celălalt rămâne, o să-l dau. Pe celălalt îl dau pentru că e tot mascul, e tot singur și n-are rost să țin mascul mulți degeaba. Am dat, deci, după cum am spus, două perechi de uriaș maghiar. Creții francezi rămân în continuare de dat. Pescăruși și chinezi o să-i dau sau o să-i fac un cadou, o să vedem exact. Astăzi mă duc să dau perechea de satineți, care este, uite-o chiar în spate, aici, nu se vede destul pe ăsta, acolo femeluța. Astăzi dau satineții și o să mă duc să fac și un mic cadou, un porumbel. Acest porumbel și cred că o pereche de gălățeni, o să iau și o pereche de gălățeni care e deja formată. Avem acolo, am în total 5 perechi de gălățeni. Dintr-o singură pereche, anul acesta am mai format încă 4. Și au mai fost încă una, dar nu le-am mai lăsat eu ouăle, că ar fi făcut 5 perechi. Deci o să mai eliberăm, după cum am spus, eliberăm foarte mulți porumbei. O să prind chiar perechea asta de aici, de gălățeni. Sunt inelați cu numele meu. Deci o să-i fac cadou pe ăștia. Au făcut vreo două rânduri de ouă în ultimele săptămâni,
dar le-am luat, după cum am spus, nu le las ouăle. Acum o să mă duc și o să-i fac cadou, nu știe încă că o să-i dau. Este o rudă din partea Sabinei și o să și filmez acolo la el să vedeți ce porumbei mai are, pentru că s-a apucat recent de porumbei, adică nu este specialist, nu este un columbofil chiar atât de înrăit, dar datorită mie s-a apucat și a căpătat și el pasiune pentru porumbei. O să iau și acest maghiar linia mică, o să-l iau și pe ăsta să-l dau pentru că este stingher și cam se dă la, uite, observați, îmi strică perechile și nu vreau să mai țin absolut ce este desperecheat. Trebuia să dau acea la Hore, dar în schimbul ei, persoana care a venit a luat o pereche de uriași maghiari, i-a luat pe cei albi, i-au plăcut din prima clipă și femeia aceasta s-ar putea să o dau și pe ea, nu știu, zilele acestea, că o mai durea cineva, dar i-am spus că este rezervată, deci fiecare, na, dacă își rezervă porumbelul, aștept, pentru că așa e frumos, să aștept și să-l dai. Am prins femeia de satinet, e puțin speriată că am fugărit-o, am zburătăcit-o. Așa se prezintă rasa, pentru cei care nu știți, e ultima mea pereche de satineți. Am avut două, mi-au dat și pui din ei, dar nu mai doresc să țină rasa aceasta, după cum am spus. Asta e femeia. Rasa, caracteristicile, ca să zic așa puțin în mare, se prezintă în felul următor. Moțul pe spate, ca un fel de creastă, după cum se poate observa. La piept aici puțin, penele zburlite. Ciocul foarte micuț, sunt printre cele mai mici ciupuri sau ciocuri de porumbei, cum vreți să-i spuneți. Are un inel, de fapt nu e inel, e clemă la picior. Penajul se prezintă în felul următor, sunt mai multe culori, mai multe variații, pot fi negru, gălbui, roșiatic. Aici e un penaj foarte, foarte frumos. Îmi place foarte mult culoarea asta. La fel și în coadă. Op, stai că mi-a dat peste cameră. Era să o scăp. Da. Ok. Da. Hai că e speriată. Hai să o bag în cutie că deja am speriat-o tare. S-a zburătăcit. Hai că am prins și masculul. La fel și pe ăsta, trebuie să îl fugărez puțin, da? Stai ușor. Așadar, ăsta e masculul, este identic. Toți satineții au aripile negre, gri, galbene, roșii, o anumită culoare și sunt albi. Deci, satineții n-ai cum să îi încurci pentru că au niște caracteristici unice, ca și cum ar fi căpăciți. Doar că au și penajul din coadă, după cum se poate observa. Cam așa, ăsta e panaj de la coadă. Ambii, și femeia și masculul, sunt de 2019, sunt tineri, fac ouă. Știți că acum o lună de zile, foarte recent, au avut și pui și am dat pui din ei. Dacă vă uitați la vlogurile de pe canalul mare, o să vedeți. Da? Ciocul foarte, foarte micuț, penajul aici a zburlit. Ăsta e masculul, îl băgăm și pe el. Aici am satineții și aici am perechea de gălățeni, de jucători și masculul acesta. La masculul o să aibă el pereche pentru că eu știu ce porumbei mai avea. Are tot așa, să spunem, cum eram eu la început, cu diferite corcituri, dar pe el nu-l deranjează, este un om în vârstă și pur și simplu îi place așa doar să îi aibă de ornament. El le mai dă și drumul, din ce știu, dar o să-i spun la început să nu le dea drumul, să nu-i piardă. Ăștia au ieșit de câteva ori la mine la zbor. Dar se pot învăța, fiindcă sunt tineri, de anul trecut nici măcar un an n-au, deci au 7 luni, maxim 8 luni, sunt printre primele două serii. Da, uitați-vă la ochii lor, alb și acolo negru. Da, ăștia sunt, pe ăștia o să-i fac cadou, deci o să mă duc și o să-i fac o mică surpriză și o să filmez puțin și la el prin volieră și pe ăștia o să-i dau. La început mă gândeam să-i dau pe ăștia persoanei pe care o să o vedeți că o să le dau acești porumbei, dar m-am răzgândit, pe ăștia o să-i vând acum și pe ăștia o să-i fac cadou. Și legat de vânzarea porumbeilor sau a păselor, în general, a animalelor de curte, nimeni nu se îmbogățește, nimeni nu se îmbogățește. Au spus unii că, mamă, faci bani din asta sau lucruri de genul, nu te îmbogățești. Deci să spun eu acum, dând acești porumbei și pe cei pe care i-am mai dat, mi-am scos tratamentele și mâncarea pentru 2-3 luni de zile, să zicem cam așa.
Deci porumbeii nu sunt o afacere. Dacă ai o crescătorie foarte mare, să fii un om foarte cunoscut, să spunem, poate că da, te vei îmbogăți. Nu te îmbogățești, de fapt, vei face niște bani, să faci așa, un plus. Dar ceea ce fac eu, fac de pasiune. Îmi place să investesc în ei, să-i mai schimb și ce-mi iese, pur și simplu cumpăr mâncarea pentru păsări, pentru porumbei, pentru găini. Deci nu fac o afacere din asta. Pur și simplu îi dau pe cei pe care nu-i mai vreau la un moment dat, pentru că nu poți ține toți porumbei. Automat, orice crescător o să-l vedeți că vinde porumbei, în general el îi vinde pentru că are prea mulți și nu-i poate avea pe toți. De asta, pentru că mănâncă, aceste păsări mănâncă ca și noi și au nevoie de hrană, de o hrană adecvată, să fie sănătoși, de tratamente, să nu se îmbolnăvească, că altfel mor. Și de asta mai dăm din ei. Ia, ți-am mai adus copii. Copii, dar nu mai mă, copii ăștia. Nu. Copii. E altă rasă. Da, sunt alții, sunt alții. E jucători galațieni, da. Și ăsta e un uriaș maghiar mic. Ăsta are perechi, n-are. N-are perechi, la ăsta e că se și perechi, ai faci în perechi. Da, l-am găsit cu copiii. Da. Dar noi vrem să scăpăm din ei. Vrei să scapi din ei? Nu. Ai mai dat din ei, da, ai mai dat din ei și rămâi, păi, știu, așa este, știu că voia să mai dea din ei, dar rămâni cu ăștia mai frumoși și dă corciturile, dă guțanii, dă tot, îi tai, gata. I-am dat guțanii, nu mai am. Gata, e foarte bine dacă ai scăpat de guțani. Să ai ceva, de asta am zis, băi, îți aduc ceva mai frumos acum. Să rămâi cu ăștia mari, cu... Ia să vedem aici. Am făcut ușă ca lume. Aha, e dos așa. Hai să vedem aici, mica crescătorie. Așa. Hai, lăta, aici. Ai dos, ai dos, e bine aici. Aici? Aha. Ia uite pe asta mare. Mare tare, apă, asta e mare tare. Are ceva o pui, a? N-are, n-are. N-are nimic? Face ou, nu. A, nu-i. Sare și la bătă. Ia uite, e mare, băi, ce frumos e. Bă, ăsta e ca un king. Da. E king-ul? Dar nu e king. E king, a? Da. Ia uite-l, băi. Ia uite ce frumusețe e aici. Da. Ăla de la mine, așa frumos, ăla albu, cu moțul. Să-i scot. Da. King. Uite aici văd două ouă. Asta cred că trebuie să le arunci. Da, le-a. Să vechi ceva, văd, să vede. Dincolo să... scoate pui afară. Au pui afară unde, în partea asta? Uite aici, da. Moș, stingi aici familie. Ai acolo pui sau ce ai? Nu, sunt bătrâni. Din toată. A, sunt bătrâni? Adică e măsa ta, ți-o și cu pui. Da, dar nu mai e mulți, mai e vreo 10 maxim. 8. A, și cu ăștia acum. Păi trebuie să-i aranjez frumos perechi. Aia stă de la mine, da. Da. Să rămân așa ceva ca mai ok. Da. A avut foarte mulți, foarte mulți guțani înainte. Dar acum gata. Să rămân așa, măcar ceva mai ok. Ăștia vezi să nu le dai drumul încă. Că ăștia sunt de anul trecut, ăștia sunt tine. Nu, da, afară. Dar nu le mai dai drumul afară acum, nu? Nu, închis tot. Ai închis tot. Okay. Ies afară acolo. A, în partea asta. Așa. E balconul cum ar veni. Da, da, da. Aha. Ok. Da. Dar oricum, ei o să înveți, ăștia joacă, ăștia se duc în sus și fac turnii, știi? Yeah. Dar trebuie să-i lași câteva luni, eu o să depun un ou. S-ar putea să-ți depun un ou chiar săptămâna asta, că pe celelalte le-am aruncat și eu să fac ou. Da, sperechi, sperechi. Vezi că sine lați, au numele meu pe ei. Scrie Bogdan Haș acolo. Foarte frumos. Da, sperechi, ești tine, ești de anul trecut. E de 2019, parcă. Da, e 2019 la început. Să merg la țară să le aduc fân. Ca să-și facă paie, da. Să facă nu mare, le-o cam golit tot. Da. Dar unde-i schingi? Tu n-am ieșit? Nu ieșit, trebuie să combăți-i. Păi ia-s mai mari decât ăștia, știu că era ăla albu sau gri, ce culoare avea. Da, nu văd. Ăia stau mai mult pe jos, că nu se ridică. Are masă tasoș cu pui. Nu, tasoș e ăla cu coadă, codină. Aha. Și da. Cu găiei mușa. Sunt perechet. Asta de aici, sincer, nu știu ce este, dar e mare, gen e un fel de corcitură de king cu ceva cu moț, vedeți că are moț. O, e foarte mare. O avut pereche și-au fugit. Aia e femela, nu? Asta cu mov, da, roșia. Neagră, neagră e femela. Nu, și aia, ăla cu moț, ce este, femela sau mascul? E mascul. Ăla e mascul. Păi și de ce nu bagi cu asta, ca exemplu, că amândoi e stalie mare? Eu. Ia uite, da. Aha,
Asta da, mascul. Și asta e puiul, da. Cu găinușa. Da, la chin. Da, și mai e acolo, da. Deci ăsta alb e pui din ăsta negru, nu? De la, uite, asta e masa. Mm-hmm. Uite, vine acolo. Da, 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 king. Mm-hmm. E, asta e, e familie. Da, skingi, da. Asta e familie. Da. Cu codilul și cu asta e femelă. Da, da, da. O făcut puiul ăla. Dar nu știu dacă e mascul. Cum adică? Stai puțin, eu acum înțeleg. Deci masculul ăla de la mine, masculul ăla de la mine și da, cu femeia asta de King o făcut puiul ăla alb. Băi, lasă-o. Da, uite ce puiul a făcut. Ce tare. N-a ieșit cu coadă, adică stă puțin cu coada în sus. Da, puțin stă. Se vede că e metis, asta se vede că e rasă pură. Da. Bă. Ei stau numai așa, ei trei. Da. Ei trei unde îți duc numai tot. Familie. Tare. Da, au dat alb curat sau are lacă de... Mama, da. E, asta e o familie. Asta e o familie. Da, sunt scorcituri, dar sunt frumoși. Însă, chiar o dat cu pui frumos, mare. O, oh, ce greu e, bă! Ce gras e! Bă, ăsta are 600-700 de grame. Ăsta are. Măsa e mai mare, da? Păi să ai numai de ăștia. Frumos. Și ăla e mare, da. Da. Dacă era mascul ăsta, băgai la pereche, da. Făceai cu alba, dar nu... Așa, perechea lui știi care? Mm. Care? Uite ăla, din mijloc. Albu? Nu ăla? Albu, din coace, în mijloc. A, tot cu coada, da, ăla așa. Tot o fel de codină. Da, 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 da. Ei, am înțeles. O făcut pui și da, i-am dat. Da. Nu, nu i-am lăsat. Era unul de un fel, unul de un fel, da, cu orșituri. Asta e... Da. Nu, aia, aia sca lumea, aici ce se bat eu, băi reau. Ia ce, bă, dar ciupe la da. Da. Cred că se focusează. Și se schimbă, ăla e cu ăla alb și puiul ăla care îl ți-am scris din ghear. Da, da. Ăla e de, de-a lor făcut. Am înțeles. Și l-am lăsat, nu l-am da, lăsat. Da, și acum deci nu le mai dai drum afară pe aici, no, să nu-i mai lași momentan. Nu, nu, e închis, îi țin închis așa. Ei. Da, e bine. Gata, prieteni, am dat porumbei. M-am găsit mai întâi cu băiatul care trebuia să-i dau satineții, mai exact un abonat. Și acum am fost și la unchiu, după cum ați văzut. Am fost să-i dau porumbei și probabil ați recunoscut vreo 2-3 de acolo, pe care i-am mai dat tot eu, mai de mult. A avut foarte mulți porumbei la un moment dat, au avut foarte mulți guțani, cred că vreo 20-30 de guțani și ea termina pe toți, nu mai are momentul de față. Da, nu este un crescător experimentat, este la început, n-a avut porumbei până la vârsta asta, nu mai știu exact dacă a avut când era tânăr, dar acum, ca și pasiune, i-a plăcut ce a văzut la mine și am spus că mi-a dau și eu porumbei din partea mea. Așadar, am de gând să-i mai dau o pereche, cred că o să-i dau și, și chinezii, perechea de chinezi, o să-i dau tot lui, pentru că spațiul nu e mare la el. Dar acum, având doar 10-11 porumbei, o spus că și pe ceilalți 2, 3 sau 4, câți mai avea acolo, niște corcituri, după cum ați văzut, și pe ea urmează să îi mai dea. Și o să rămână cu câțiva porumbei, așa, o să rămână cu un King 2, o să rămână cu un voltat, o să rămână și cu gălățenii ăștia și dacă îi mai dau eu ceva, să aibă acolo câțiva porumbei de ornament mai frumoși. Trebuie să-i fac eu rost de pereche pentru voltat, pentru că ați văzut și voi ce a ieșit dintr-un voltat cu King. Nu m-am gândit niciodată la combinația asta. A ieșit un fel de King, e aproape King mai exact. Chiar semăna foarte bine a King. Se vedea prima dată că mă uitam, bă, nu e original, se vede, femeia da, e originală. Da, foarte tare, nu știu. Cam asta ar fi. I-am lăsat porumbei, o să încerc eu pe viitor să-l mai ajut să aibă acolo. Pentru că, după cum știți, și eu la început am avut foarte multe corcituri. Nu mă pricepeam, de când am fost adolescent și până în momentul de față uitasem foarte multe lucruri. Mi-am luat și eu niște țepe și dacă tot... e pasionat și îi place acolo. Deci prima dată când am intrat pe poartă nu am filmat și l-am întrebat ce face și a ieșit exact de la porumbei. Și mi-a spus, uite cu copiii aici. Da, deci vă dați seama că îi plac foarte mult.
Așadar, am vrut să-i fac o mică surpriză de început de an. Cam ăsta a fost vlogul. Eu urmează să mă duc acasă și ne vedem la următoarele clipuri. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și să activați clopoțelul de notificări, pentru că mă ajută foarte, foarte mult ca să puteți să primiți notificările. Numai bine, prieteni!